Mulțumesc că, din păcate, nu sunt atât de bun cunoscător și învăț împreună cu dumneavoastră și challenging-urile care le aveți dumneavoastră, challenge-urile le avem și noi, așa încât învățăm împreună. Deci să fim modești, pentru că e mai bine să fim modest. Cred că mai bine cunosc piața dumneavoastră, colegii mei din supraveghere, și îmi face plăcere să vi prezint. A venit întreaga echipă de supraveghere și control din ASF să fie alături de dumneavoastră, Cătălin Gingașu, șeful serviciului, o colegă care lipsește. Pentru 384 de brokeri, 5-6 oameni sunt destul de puțini, dar sunt buni și compensează. O să intru în prezentare care poate fi un pic lungă, dar o să trec rapid peste ea, peste anumite elemente. Numărul brokerilor l-ați aflat deja, 384 e numărul total de brokeri, din care 314 sunt activi, cândva au fost vreo 600, dar în același timp cândva au fost și 200.000 de agenți, persoane fizice, din care au mai rămas 36.000 în acest moment. Ne-a luat câteva luni până Cătălin a adunat datele să putem prezenta un trend al evoluției pe fiecare categorie de agent, de broker. Detalierea este aici, o să fie la dispoziția dumneavoastră pentru cei care doresc să fac analize istorice asupra evoluției pieței de brokeraj din România. După cum vedeți, într-adevăr, pe zona de asistenți în brokeraj avem reducerea cea mai mare, de la 105.000 în 2012 la 10.000 în prezent, dar și la agenți de la 111.000 la 8.000, dar probabil au rămas cei mai buni în piață și cei care doresc să fie aproape de client și să-i servească. Intermediarii înregistrați ca persoane juridice, aici cifrele au fost într-un fel mai stabile. După cum vedeți, fluctuația la agenții de asigurări persoane juridice n-a fost chiar atât de mare, iar la asistenții în brokeraj, iarăși este destul de constant, 2016-2017, vom vedea ce o să fie în 2018. Primele subscrise au crescut, ușor, dar cresc în mod continuu, iar rolul dumneavoastră devine din ce în ce mai important. În 2013 a fost switch-ul între intermedierea prin canale de distribuție ale societăților de asigurări și s-a trecut către canalul brokerilor de asigurare. Și în acest moment 63% din primele intermediate sunt intermediate de către brokeri. Pe clase, în continuare, RCA-ul are 57% din pondere, Casco 23%, incendiu, calamități 8% și alte clase 12%. Pe partea de viață e o creștere și creșterea sperăm să continue, dar în continuare este mică. Asigurările de viață de bază sunt cele mai importante în acest moment în portofoliile dumneavoastră, iar cele cu unit link și fonduri de investiții au aproximativ 10% din pondere. De venituri s-a menționat, Mihaela mai devreme, nu are rost să intru, că știți și dumneavoastră mai bine ce venituri aveți, nu vă spun o noutate în acest moment. Puțin legat de activitatea colegilor din ASF, acest desen arată, de fapt, activitatea Direcției de Reglementare și Autorizare, mai mult pe partea de autorizare, în 2017. 83 de notificări din statele membre UE pe teritoriul României, înregistrări în Registrul Specialiștilor Constatatori de Daune, 730, 60 de închideri și deschideri de puncte de lucru, autorizații, atestări de lectori, autorizări, furnizori, programe, avizări, agenți, 12 solicitări de aprobare a persoanelor semnificative. Deci cam acestea sunt cifrele activității derulate în 2017 de zona de autorizare. Pe zona de supraveghere și control, avem supravegherea, controlul permanent, periodic, inopinat, și am avut și aici anumite cifre, sancțiuni, controle periodice, controle inopinate, decizii de sancționare, actualizarea registrului intermediarilor, în care s-au eliminat în decembrie anul trecut aproximativ 40.000 de persoane,
Și aici activitatea va continua pentru a curăța total acest registru. De fapt, am vrea să-l curățăm cu totul și să-l reîncărcați cu totul de la zero, pentru a fi sigur că informațiile de acolo sunt cele corecte. Se lucrează în acest moment cu colegii de la IT să proiecteze noul registru și, practic, la un moment dat o să avem rugămintea să reîncărcați toate informațiile în noul registru pe baza registrelor care le aveți la nivel local. Tot vorbeam de activitatea de supraveghere și control. Probabil o parte din dumneavoastră cunosc, restul vor cunoaște în perioada următoare. Principalele obiective ale tematicii de control care au fost valabile în 2017 și până în octombrie, până în septembrie 2018, când apare IDD-ul. Ele vor rămâne și după IDD, numai că se mai adaugă altele în acel moment. Respectarea, aici poate ar trebui să facem și un concurs cine dorește să fie controlat până în IDD, să nu fie controlat după. Respectarea condițiilor de autorizare și funcționare, verificarea personalului propriu și al colaboratorilor, a respectării prevederilor legale privind pregătirea profesională, prevederile normei 6, activitatea brokerilor, contracte încheiate, verificarea raportărilor. În general, este o zonă foarte mare de conformitate și, cum spuneam, IDD-ul va aduce zona de risk-based supervision și trebuie să se facă saltul de la conformitate la supraveghere pe activități pe bază de principii. Deci ce va aduce nou în supravegherea distribuției și intermediarilor IDD-ul? În primul rând, o structură nouă de intermediere. Mai bine trec la desenul al doilea, că nu se vede prea bine și o să aveți întrebări în continuare să vă pune și după prezentare. Dar, ca să fie de ajutor, Valentin Ionescu a scris un articol în revista de studii financiare a ISF-ului și acolo veți găsi mai multe detalii despre, ca o opinie despre implementarea IDD. E Cătălin Câmpeanu de la ISF aici, revistele pot fi solicitate la dânsul. Au apărut acum două zile la tipar, deci sunt calde. Deci, practic, avem societățile de asigurare, avem intermediarii principali în dreapta, care pot să fie instituții de credit, firme de investiții, brokeri. Brokerii, cum îi știm în acest moment, vor avea o structură similară cu agenți, cu asistenți PFA, asistenți persoane juridice. În partea de jos acolo s-au separat angajații, pentru că la un moment dat apărea o confuzie dacă apar mult mai multe niveluri decât erau până în prezent în zona de funcții. Personal, cred că ar trebui să se simplifice cât mai mult, pentru că este destul de confuzant în acest moment, avem foarte multe definiții. Dacă tot vorbeam de ISF, numai să te gândești cum aplici un standard ocupațional și cum separi ce face unul, ce face altul, când de fapt cam toți fac aceleași lucruri, numai forma de organizare, persoane juridice, fizice și subordonarea diferă, dar conținutul, competențele sunt aceleași. Deci, din punct de vedere al competențelor, ar trebui și tot la ISF acum lucrăm împreună cu asociațiile și cu toți cei interesați să stabilim noul standard ocupațional al brokerului de asigurări și plecând de la acel standard ocupațional, după aia el să se aplice pe o astfel de structură. Deci avem societăți, intermediarii, auxiliari, agenții, persoane fizice, persoane juridice, deci aceștia sunt direct sub societăți. Agenții afiliați, pot să fie băncile, în acea zonă, dacă nu doresc să fie principali la instituții de credit. Ca să mă întorc la slide-ul precedent, deci avem societatea de asigurare care lucrează cu brokeri prin personal propriu sau asistenți în brokeraj, iar societatea de asigurare poate să aibă agenți, persoane juridice, persoane fizice, subordonați sau intermediari neautorizați, neregistrați, care este grija multora ce vor face și cum vor distribui aceste produse, dar și aici sunt metode de a ține lucrurile sub control. Revin. Principalele zone de impact ale noului cadru legislativ, ale IDD-ului, deci se va trece la supravegherea bazată pe riscuri, pe principiul proporționalității, al documentării și al raționamentului calificat. E un concept interesant, raționamentul calificat. Important e ca și legislația să permită
Și aici implementarea IDD-ului, noua legislație care urmează să fie transpusă, va trebui să vedem astfel încât transpunerea ei să permită acest raționament calificat și să nu fie o încadrare automată, că la o greșeală automat trebuie să dai și o sancțiune dacă ea n-are o relevanță, un impact social sau o gravitate. Din păcate, în acest moment, legislația este făcută, nu contează gravitatea, trebuie dată sancțiunea, e mai prioritară sancțiunea decât analiza și raționamentul întâmplării respective. Deci va trebui să ne uităm destul de mult pe zona de organizare, procese, gestiunea riscurilor pe activitățile pe care le veți derula, guvernanța produselor de asigurare, de la creare, testare, contractare până la înlocuire. Aici este mai mult pe zona asiguratorului sau pe zona creatorului, dacă brokerul va deveni creator de produse, și sperăm că din ce în ce mai mult brokerii să intre în această zonă și să dezvolte produse, pentru că au capacitatea de a se adapta mai rapid și a fi mai aproape de nevoile clienților. Companiile mari de obicei lucrează standardizat, au un produs care îl vând la 100.000 de oameni, dar fiecare om are nevoile lui, nu poți să-i nivelezi pe toți, și atunci brokerul ar trebui să poată să vină să adapteze produsele la nevoile fiecăruia. Informarea corectă și completă a clienților, modul de acordare a consultanței, gestiunea conflictelor de interese, acordarea stimulentelor financiare, vânzarea combinată, cerințele profesionale și organizatorice pentru distribuitorii de asigurări și intermediari. Pe partea de supraveghere, de distribuție și intermediere, deci aici sunt mixate, deci distribuția este asiguratorului, intermedierea este a brokerului. O să trebuiască puse la punct și analizate procedurile și politicile privind distribuția și intermedierea, prezentarea etapelor să fie realizată într-un mod clar, transparent, detaliat, cu responsabilități clare alocate pe flux, cu informarea clienților privind produsul, serviciul respectiv, astfel încât aceștia să ia cunoștință de el în deplină cunoștință de cauză. Verificarea periodică de către structurile de intern audit, iarăși mai mult pe zona de asiguratori, dar automat ei sunt responsabili și de zona de intermediere pentru produsele proprii, iar intermediarul trebuie să se ducă către distribuitor cu feedback constant asupra produsului respectiv pentru îmbunătățirea caracteristicilor acestuia din perspectiva consumatorului. Respectarea dispozițiilor legale privind documentele de informare a clienților în faza precontractuală, mod de redactare, informații incluse, modalități de transmitere. Deci aici este KID-ul, IPID-ul. Tocmai în acest moment finalizăm analiza pentru KID. După cum știți, pe PRIPS, aplicarea MIFID în zona de asigurări este valabil acest KID de la 1 ianuarie. Deci e practic primul exercițiu al asiguratorilor care au lansat aceste KID-uri. Și am fost surprins să vedem că sunt variații destul de mari între aceste KID-uri. Și o să revenim la fiecare asigurator în parte, să urmând să avem discuții pentru a se îmbunătăți și a se adapta, a se transpune, de fapt, cadrul legal în forma lui corectă. Dar e un exercițiu interesant din care și dumneavoastră poate puteți să vă pregătiți, de fapt, pentru ce va veni la IDD, când pentru toate produsele va trebui să aveți aceste documente de informare, și chiar asiguratorii poate ar fi bine să le pregătească și să le discutăm din timp, ca să nu ne trezim atunci în octombrie că trebuie să facem analiza pentru sute de produse, când timpul va fi mult mai scurt. Deci respectarea dispozițiilor legale privind informațiile suplimentare, cum am menționat, modul de prevenire și de remediere a posibilor conflicte de interese. Conflictele de interese, sistemul de remunerare, este un subiect destul de dur, pentru că în primul rând trebuie să vedem ce înseamnă și după ce înțelegi știi să aplici. Și aici, împreună cu dumneavoastră, va trebui să analizăm foarte clar ce înseamnă fiecare componentă a sistemului de conflict de interese și remunerare care trebuie creat din perspectiva consumatorului. Și aici vă invităm, în primul rând, asociațiile dumneavoastră să vă realizați niște conturi de conduită pe zona asta. Iar contul de conduită nu înseamnă cod de etică cu cuvinte frumoase și principii generale la care toți le respectăm pe hârtie, dar în practică mai le ocolim, ci sunt practic proceduri foarte clare care trebuie respectate. Ar fi mai ușor și pentru dumneavoastră să știți și să vă stabiliți singur ce aveți de respectat și toți membrii să respecte, decât să trebuiască să emitem noi încă 5 norme care să impună anumite reguli stricte și nerespectarea unui paragraf dintr-o normă automat să implice și o sancțiune.
ar fi mai ușor ca echipa de control să verifice cum vă încadrați în codurile de conduită proprii, care să fie într-un fel avizate și stabilite împreună cu autoritatea, și să mergem într-un fel către o autoreglementare decât crearea unui sistem regulatoriu foarte strict. La nivel european, nou cadru european legislativ este principle base. S-a trecut de la rules base pe principle base. Numai că principiile sunt generale și tendința acum este să creăm rules base în jurul principle base și să devină o structură mult mai complicată decât era înainte. Pentru a evita lucrul acesta, rolul dumneavoastră, în general al asociațiilor piețe, este foarte important pentru a veni dumneavoastră cu rules-urile care trebuie să le aplicați și noi să rămânem la principles. Că dacă autoritatea vine și introduce reguli, practic după aia trebuie să le controleze cum scriu acolo și sancțiunile sunt în consecință și cadrul sancționatoriu se modifică și acesta. După cum am avut un exemplu chiar lunile trecute în zona de asiguratori, sancțiunile se pot aduna, nu trebuie neapărat să... Nu mai este cadrul care era înainte în care se dă o sancțiune cea mai mare dintre ele, pentru că limita este atât de sus încât dai limita când se depășește, dar până să ajungi la limita aia se adună foarte multe sume de bani și trebuie avut grijă cu sistemul sancționatoriu nou care se aplică, pentru că poate să fie deranjant, ceea ce e un cuvânt foarte ușor. Deci tot în zona de supraveghere a distribuției și a intermedierii avem cerințele aferente ofertei, deci toate componentele, nu mai intru între ele, în ele, că probabil le cunoașteți, cerințele privind publicarea informațiilor, zona de publicare, mai ales în mediile online, pe canale de distribuție alternative, va fi unul din subiectele care îl vom monitoriza foarte strict. Chiar în acest moment colegii realizează un chestionar care urmează să fie trimis, e un chestionar minimal, dar va trebui să-l extindem ulterior, pentru că aceste canale de distribuție, care teoretic ar trebui să se extindă în viitor, să asigure informarea, transparența necesară clientului pentru a putea lua deciziile în cunoștință de cauză și inclusiv va respecta legislația generală, inclusiv cea privind vânzarea la distanță a produselor de asigurări. Și aici nu vorbim numai de vânzarea online, ci și telemarketing, vânzare prin telefon, call center și așa mai departe. Cerințele privind contractele de asigurare, prin IDD, în momentul în care produsul respectiv este definit și contractul este definit, IDD-ul va permite pentru prima oară, într-un fel, autorității să intre din punct de vedere al controlului pe elementele de produs și contract. Până acum ne uitam pe contracte, dar ne uitam pur și simplu la nivel general, neavând niște pârghii pe baza cărora să venim cu observații. IDD-ul îți permite, plecând de la produs, să intri pe toate componentele aferente unui produs, inclusiv pe zona de contract, care trebuie să includă elemente obligatorii, contractele să fie clare, fără echivoc, să nu ai nevoie de cunoștințe de specialitate să înțelegi aceste contracte, respectarea prevederilor privind conținutul, forma, încetare, reînnoire, precum și polițele de asigurare emise în baza acestora. Vă invit să vizitați site-ul EIOPA din ce în ce mai des, pentru că acolo vor apare question and answer pe problemele pe care dumneavoastră le identificați în activitatea de zi cu zi, pentru că IDD-ul ridică probleme tuturor, nu numai dumneavoastră, ci la nivel european și la nivel de EIOPA și în comitetul CCPFI, unde discutăm aceste subiecte. Sunt foarte multe discuții pe fiecare întrebare care este pusă la nivel public, la nivel european. Deci aici am selectat doar câteva răspunsuri care în acest moment vor fi publicate probabil în perioada următoare pe site-ul EIOPA. Ele tot la nivel general și de principiu sunt, dar puteți să puneți și dumneavoastră întrebări acolo și termenul de răspuns e cam de 3 luni pentru răspunsul la o întrebare. Legat de produsele de asigurări aferente cu conceptul de consultanță, IDD-ul vine cu reglementări specifice pe zona de consultanță, dacă dai consultanță, nu dai consultanță, dacă ai produse care sunt doar execution only. Și din acest motiv trebuie să identificați foarte clar tipul de distribuție sau intermediere pe care îl faceți și oamenii dumneavoastră să știe ce limite au. Când vorbesc
trebuie să vorbească ca un consultant sau dacă nu sunt consultant, trebuie să informeze de asemenea consumatorul în acest sens și să nu treacă bariera astfel încât să-l dezinformeze sau să-l inducă în eroare într-un fel sau altul. Deci consultantul trebuie să obțină informațiile necesare de la client privind cunoștințele, experiența acestuia, situația financiară, obiectivele de investiții, toleranța la risc. Aici sunt, consultanța este în general proiectată pentru produsele cu caracter investițional. De asigură cu caracter investițional, dar poate fi consultanță și în celelalte cazuri. Dar exemplele sunt mai mult răspunsul la... Asta este răspunsul la una din întrebări, e doar tradus în română și întrebarea nu e transpusă, dar se referea mai mult la produsele investiționale. Deci clientul trebuie informat asupra riscurilor la care se expune și trebuie în mod explicit să decidă să încheie contractul de asigurare fără consiliere sau sub rezerva unei evaluări a caracterului adecvat. Distribuitorul trebuie să avertizeze clientul că respectivul contract ar putea să nu fie adecvat și fiecare dintre dumneavoastră să stabiliți nivelul de detaliu specific pe, la care trebuie să vă opriți. Deci aici zona de documentare, principiul documentării între cele trei principii ale supraveghere, de supravegherea bazată pe riscuri, principiul documentării al proporționalității, principiul documentării foarte important și trebuie stabilit de către asigurator în general. Despre conflictele de interese, un intermediar de asigurări nu este scutit de gestionarea conflictelor de interese. IDD-ul prezintă că tu poți să prezinți clientului că ești într-un potențial conflict de interese sau că nu ai identificat toate conflictele de interese, numai că divulgarea nu este o soluție, pentru că și conform acestui răspuns, EIOPA spune că divulgarea este o ultimă măsură, de ultimă instanță și numai atunci când conflictele de interese nu pot fi prevenite și poți să documentezi și să dovedești acest lucru că sunt elemente care sunt în afara controlului tău ca asigurator sau ca broker. Deci un intermediar poate desfășura activități atât în numele clientului cât și al întreprinderii de asigurare, al societății de asigurare, cu condiția ca aceste activități să fi fost evaluate pentru conflictele de interese și să se pună în aplicare măsuri adecvate pentru a preveni orice conflict de interese. Aici vor trebui să aveți proceduri specifice pentru sistemul de remunerare și pentru sistemul de conflicte de interese care să fie în momentele în care se realizează activitățile de supraveghere și control să fie verificate și aceste proceduri să trăiască, să fie live, nu să fie doar o hârtie care o punem deoparte, că avem o procedură. Supravegherea bazată pe riscuri înseamnă identificarea riscului în cadrul proceselor. Procesele respective trebuie să aibă puncte de control și din fiecare punct de control dumneavoastră trebuie să vă scoateți niște indicatori de performanță ai procesului care se transformă în indicator de risc. Și atunci veți avea un set de indicatori de risc care vor trebui monitorizați atât de dumneavoastră, cât și de colegii de la supraveghere și control în momentul în care vor realiza activitățile specifice. Stimulentele financiare. Trebuie să demonstrați că efectuați o analiză globală, luând în considerare factorii relevanți care pot mări sau reduce riscul de a aduce atingere clienților, o evaluare a schemelor de stimulare relevantă, să se ia în considerare toți factorii relevanți care ar putea crește sau reduce acest risc asupra calității produselor sau riscul de a afecta respectarea obligațiilor intermediarului sau o societății de asigurare de a acționa corect, onest și profesionist, în conformitate cu interesul superior al clientului. Chiar ieri aveam o discuție cu unul din colegii dumneavoastră referitor la comision și este foarte clar că comisionul trebuie să fie legat de nivelul de calitate și de satisfacția clientului. Adică nu distribui un produs și iei 10% sau 15% comision dacă tu nu ai analizat ce faci pentru consumatorul acela și să meriți cei 10 sau 15% și zona de remunerație pe zona asta va intra. Deci cam asta este filozofia EIOPA în a implementa sistemul de remunerație și de stimulente. Conceptele sunt destul de complicate, deci de la proiectarea produsului trebuie definite stimulentele și sistemul de remunerație. În momentul în care asiguratorul definește un produs, definește care este sistemul de stimulente aferent produsului ăla în faza de proiectare, testare și implementare, când se verifică sistemul de remunerare, se va verifica cu
etapa de creare a produsului și acolo trebuie să se facă analiza impactului sistemului de remunerare asupra consumatorilor, în structura de costuri a asiguratorului. Deci lucrurile sunt destul de complicate, nu se așteaptă nimeni, probabil ca din octombrie să se și aplice, pentru că le vom aplica probabil și le vom proiecta împreună. Din acest motiv, asociațiile trebuie să aibă un rol activ pentru a lucra împreună cu autoritatea în a proiecta cele mai bune metode și a cunoaște, pentru că cel mai bine este să știi ce te așteaptă și să înțelegi de ce se întâmplă anumite lucruri. Că după aia nu le respecti, fiecare suportă o consecință, dar măcar să înțelegem fiecare dintre noi și noi și dumneavoastră exact ce se cere de la fiecare. De zona aceasta de stimulente financiare e o zonă destul de complicată și delicată și multe întrebări pe site-ul EOPA o să le găsiți pe multe răspunsuri la întrebările adunate pe acest subiect. Legat de Product Oversight Government, se adresează în principal societăților de asigurare și intermediarilor care sunt considerați creatori de produse, creatorii de produse și distribuitori care vând produse de asigurare prin intermediul intermediarilor auxiliari. Asta e unul din subiectele care am văzut că reprezintă un anumit stres pentru piață. Aici va fi responsabilitatea foarte clară a asiguratorilor. Deci, în momentul în care un intermediar auxiliar va vinde fără să informeze corect consumatorul, fără să-i aplice toate regulile care le aplicați dumneavoastră ca broker, asiguratorul va fi tras direct la răspundere pentru că este responsabilitatea lui ca acești intermediari auxiliari să-și facă datoria. Nu trebuie să mai întâmple ce se întâmplă uneori și acum când se cumpără o asigurare de telefon mobil și vânzătorul de asigurare nici nu știe de fapt, în afară că vinde o asigurare, n-are contract, nu informează consumatorul cu nimic, face doar o vânzare pur și simplu sau vinde telefonul sau o asigurare pentru el, e același lucru. Lucrurile acestea, datorită IDD-ului, vor putea fi pentru prima oară nu numai identificate, dar și sancționate. Procesul de aprobare a produsului trebuie să identifice piața țintă și grupul de clienți compatibil pentru fiecare produs de asigurare în parte. Se tot vorbește de garanții, de alte produse de asigurări care se vând oricum în orice direcție, nu contează ce, doar să vindem uneori. În momentul în care se va defini un produs, un asigurator va defini acel produs, va trebui să stabilească foarte clar cui se adresează, ce conține acel produs, care e analiza de risc, ce contract are în spate. Nu mai poți să vinzi o asigurare de garanție, probabil, cu speranța că se vor mai vinde în viitor, nu mai poți să vinzi o asigurare, indiferent dacă faci o autostradă, un stadion, ai un șantier sau ai o asigurare de garanție de alte tipuri. Fiecare produs va trebui identificat foarte clar și IDD-ul va da pârghii suplimentare pentru a putea să se realizeze o piață care să fie mai aproape de nevoile reale ale consumatorului.